Bună ziua, stimați prieteni, vă invit la cea de 142 ediții de analize economice. Un proiect comun invit viitorul, privesc eu, toate celelalte ediții le puteți urmări pe pagina instituțiilor noastre sau pe pagina mea, ionita.md. Astăzi vreau să vorbesc despre un subiect la care eu discut cam o dată pe an, și anume la început de an, fac o analiză a pieței imobiliare, mă uit ce se întâmplă pe această piață, facem anumite prognoze, puteți să urmări pentru altele ediții de anul trecut, unde am făcut anumite presupuneri, lucru care s-a întâmplat, că vom avea o temperare de prețuri, vom avea o ușoară deficit pe piața apartamentelor, lucru care s-a întâmplat. Anul acesta vreau să încep iarăși cu o analiză, unde suntem noi, cum suntem noi și unde ne vom mișca în viitor apropiat, din ce cauză veți vedea acușa cât e important acest subiect și faptul că noi discutăm despre el odată la câteva luni de zile mi se pare ceva absolut natural. Eu trebuie să spun că urmărind ce se întâmplă pe piața imobiliară, am ajuns la concluzia că această criză este de fapt o șansă pentru noi ca piața imobiliară să o renaștem în sensul cum ar trebui să fie ea. Deci, într-adevăr, prin această criză prin care trecem noi, știți cum vântul puternic în pădure dă jos crengele uscate și pădurea rămâne mai verde, eu vreau să cred că după această criză la noi piața imobiliară se va civiliza în sensul care dorim noi despre lucruri despre care vă vorbim ceva mai târziu. Dar voi începe cu trei elemente. Întâi va fi una caldă, ceva despre bine, să arătăm anumite lucruri care după mine sunt interesante, după aceasta vom da și ceva negativ, iar în sfârșit vom da ceva optimist sau cum văd eu o piață imobiliară care s-a schimbat în viitor apropiat. Începem cu ceva cald și asta mă răspunde la întrebarea de ce piața imobiliară este atât de importantă. Eu deja de vreo câțiva ani de zile calculez un indicator care este calculat și în alte țări și anume care este valoarea avuției pe care o dețin cetățenii Republicii Moldova. Acum vă voi da detalii, dar avem prima cifră importantă. În anul 2023 putem să spunem că prima dată avuție cetățenilor Republicii Moldova a depășit 50 de miliarde de dolari. Deci tot ce avem noi, casă, acum vă voi da detalii, pământuri, acțiuni, bani în bancă, tot ce avem noi, astăzi valorează 52 de miliarde de dolari, aproape 52 de miliarde de dolari, în creștere cu 4,3 miliarde de dolari. Dacă observați, 2021 a fost anul cu cea mai mare creștere, anul 2022 practic n-am crescut deloc, din simplu motiv că prețurile la imobile au rămas același, și în 2023 am înregistrat o creștere destul de semnificativă. Doar vreau să vă spun că în anul 2022, în întreaga lume, s-a înregistrat chiar o ușoară scădere, așa că noi cu o creștere de 0,9 miliarde suntem încă bine. Altfel spus, dacă să ne uităm atent, avem 52 de miliarde de dolari proprietatea tuturor, tot ce avem noi astăzi moldoveni, avem populația Republicii Moldova adultă. Când vorbim de populația Republicii Moldova, îi iau și pe cei care sunt psihotari, deoarece ei sunt deținători foarte multor proprietăți. Și când calculăm toți moldovenii din țară și cei de psihotari, se primește că astăzi, în mediu, fiecare persoană adultă din Moldova deține o avere egală cu 18.000 de dolari. În creștere destul de puternic față de anul trecut, cu peste 2.000 de dolari. Altfel spus, fiecare cetățean din Republica Moldova în 2023 a devenit mai bogat în sensul de avere acumulată cu 2.000 de dolari. E mult sau puțin? Haideți să ne uităm cum se întâmplă în alte țări. În America de Nord, unde în Statele Unite și Canada, fiecare persoană adultă are cam 532.000 de dolari. În Europa 177.000, media globală e 85.000 în baza țărilor bogate, în Asia Pacific, deci țările India, toate țările din zona Asia Pacific e 61.000, în municipiul Chișinău averea unui cetățean este de 45.000 de dolari, în America Latină 32.8, deci populația Chișinăului trăiește mai bine, sunt mai bogați decât cei din America Latină, în Republica Moldova e 18.1, în Africa e 8.3, n-am pus statele de Moldova, că media din Republica Moldova e 18.1, dar bănuiți că în baza Chișinăului, în oraș e cam 20.000, în sate situația este una foarte proastă, dar până când rămânem pe optimism. Vă se întreba, dar care e averea noastră, în ce constă ea?
Haideți să împărțăm. Din cele 52 de miliarde de dolari, 36 de miliarde sau 69%, aproape 70% sunt locuințele. Deci locuințele pe care le avem noi constituie baza averii noastre. De aceea când vorbim despre piața imobiliară, noi trebuie să înțelegem că locuințele sunt mecanismul de bază prin care o națiune își acumulează avuția. Asta se întâmplă nu doar în Moldova, dar și media globală este plus minus aceeași, 60%, 70% în dependență de țară. Pe locul 2 sunt spațiile comerciale cu 17%, aproape 9 miliarde. Pe locul 3 terenurile agricole cu 3,7 miliarde de dolari sau 7%. La terenurile agricole am luat doar valoarea terenurilor agricole, fără a lua valoarea investițiilor de lungă durată, cum ar fi în vii, livezi și în toate plantațiile multianuale. Aceasta am luat-o, poate în viitor voi face acest lucru, dar acum am considerat. Nu? Depozite nete sau banii net care țin la banc, ce înseamnă acolo acesta? Depozite cetățenilor minus creditele care au luat 1,7 miliarde și capital acționar, deci tot ce avem noi în prezent, este 1,8 miliarde de dolari. Deci, în total, dacă observați, 36 de miliarde. Apropo, din aceste 36 de miliarde, 22 de miliarde sau 60% sunt locuințele de municipiul Chișinău. Deci, practic, din 52 de miliarde, 22 de miliarde sau aproape 40%, peste 40% sunt locuințele de municipiul Chișinău, deci tot ce avem noi. Dacă ne uităm atent, vedeți că locuințele municipiului Chișinău, la ziua de astăzi, valorează 22 de miliarde de dolari. De aceea, când vorbim de piața imobiliară, noi trebuie să înțelegem că noi nu vorbim de faptul că cineva construiește un bloc, cineva face o locuință, orașul se dezvoltă, noi vorbim despre faptul că locuințele sunt mecanismul de bază prin care societatea își acumulează avuția. Sunt mecanismul de bază unde oamenii investesc banii. Uitați-vă, noi avem în locuințe 36 de miliarde de dolari, în, ca valoare că el a crescut. În bănci avem 1,8. Poate vreodată vă arăta cum a crescut bogăția din bănci, dobânda care au așa cum crește bogăția care este în imobil. Deci asta a fost partea bună. Noi, în prezent, prima dată am depășit avuția noastră de 50 de miliarde. În cea mai mare parte, datorită faptului că noi construim imobilii și, doi, valoarea lor crește. Și valoarea de piață la imobilii a crescut, în felul acesta noi avem o avuție mai mare decât am avut acum 10 sau 15 sau 20 de ani urmă. Partea mai puțin bună este că noi, în prezent, locuințele care se construiesc ne întoarcem la normal, dar stăm cu mult mai slab decât am fost în anul 2021. Dacă observați, în anul 2021 noi am avut un record absolut, s-a construit 900.000 de metri pătrați de locuințe, dintre care 680.000 în municipiul Chișinău, 219.000 în restul țării. În 2022 am avut o prăbușire, eu îi zic prăbușire, că pot să permit să spun lucrul acesta, că în Chișinău a scăsut aproape de 3 ori. În 2023 avem o înviorare, am ajuns aproape la parametrii obișnuiți, dar mai avem încă până să ajungem la nivelul 2017-2021. Deci, practic, piața de locuință în Chișinău în prezent are loc o restabilire și vreau să cred că aceasta este oportunitatea noastră de dezvoltare. Dacă ne uităm pe Chișinău în fiecare trimestru de trimestru, observați, am ajuns nivelul de jos, trimestru 4 și trimestru 1 2023, creșterea a fost în cea mai mare parte determinată de trimestru 2 și 3, în trimestru 4 iarăși avem o situație neplăcută, sperăm foarte mult că aceasta este de scurtă durată și nu este de lungă durată. Dar, ca valoare, dacă ne uităm atent, locuințele pentru 2023 sunt estimări, datele detaliate încă nu sunt, vor apărea mai târziu, dar noi putem constata în felul următor. Avem 2 ani când creșterea reală a constructului locuințe în Chișinău este, a locuințelor noi este destul de, în valori reale, este încă destul de nu prea bună. Și noi anul 2023, din păcate, l-am încheiat sub nivelul 2015. Noi, de fapt, am avut 3 ani buni, 2019-2021, după aceasta am intrat într-o pauză, care, încă o dată repet, după mine, este o oportunitate. Dacă observați, cei care spun că se construiește mult la noi, noi am avut construcții, într-adevăr, multe, 81-90, când se construiau 8.000 de apartamente anual în Chișinău,
După aceasta am avut o prăbușire a pieței 91-2000 și o înviorare în 2011-2020, iar acum chiar dacă suntem într-o situație nu prea bună, totuși pe termen mediu cred că noi piața imobiliară în Chișinău acum se naște. Cât au investit cetățenii noștri în apartamente? Deci noi știm cât a costat un metru pătrat de locuință noi în municipiul Chișinău. Noi știm cât plătește omul pentru finanțare, undeva 20% din prețul apartamentului, și putem calcula că din 2001 până în prezent, cetățenii noștri au investit în apartamente 5 miliarde și 250 de milioane de euro. Deci dacă în anul 2001-2005 investeau anual cam 25 de milioane, pe urmă am avut 210, o scădere 2011-2015, în 2016-2020 344 de milioane, 21 avem record absolut 730 de milioane de euro investiți doar în locuințe noi, în 2022 avem o prăbușire până la 160 de milioane, în 2023 avem o creștere destul de bună până la 490 de milioane, vedeți că număr de locuințe noi avem mai puțin, dar prețul lor e cu mult mai mare decât în 2016-2020 și noi, dacă observăm, în doar 3 ani de zile, noi avem peste 1 miliard de euro cetățenii au investit în locuințe noi, vorbim doar de locuințe noi. Care e oportunitatea? Deci dacă ne uităm atent, aș vrea să ajungem la câteva concluzii. Prima, noi acum într-adevăr trecem pentru o criză legată inclusiv și înăsprirea aspectului de reglementare. Această înăsprire a reglementării, cumva parcă o privim și negativ și pozitiv, care este efectul pozitiv, trebuie să constatăm totuși un lucru. Tot ce am avut noi construit în ultimii ani de zile, de fapt a fost o înviorare sălbatică a pieței de locuință. Noi am avut în acești ani o construcție sporadică. Rușii numește tot ce știa zastroica, străitestva, eu în limba română am găsit construcția spodeci, punctuală. Deci noi așa, prin diferite lucruri, am construit blocuri individuale, înghesuindu-le pe suprafața existentă, parazitând pe infrastructura existentă. În felul acesta, în principiu, am creat o reacție negativă în societate, lucru care evident a impus autoritățile, poate stângaci, poate de multe ori exagerat, să vină cu exces de reglementare ceea ce a blocat piața. Asta pe de-o parte. Partea bună. Acest blocaj în ghilimele a pieței, de fapt este o oportunitate. Că dacă ne uităm acum atent, noi vom vedea că de fapt s-au blocat toate acestea microconstrucții care parazitau pe infrastructura existentă și care de fapt se axau doar pe construcția unui bloc și mai departe luați-vă și înghițiți-l așa cum este el, fără școli, fără drumuri, fără acces la nimic. Deci, știți, nu trebuie să vă părăsesc, eu știu ce vreau. Acum, de fapt, în Moldova, asistăm la o transformare a pieței de construcții. Piața de construcții trece de la piața sporadică cu microconstrucții prin parazitare pe infrastructura care este la construcția de cartiere, fie pe bază de Greenfield, fie Brownfield. Și anume aici vreau să atrag atenția că de fapt aceasta este oportunitatea noastră. Noi acum suntem într-o fereastră unde, cum a fost, nu se mai dorește, și trebuie să întâmple altfel. Și atunci și toți cumpărătorii și toți știm că vom avea o structură absolut nouă, de fapt așa cum vrea să vrea omul. Ce înseamnă Greenfield? Greenfield, câmp verde, da? Se ia un câmp verde, de regulă în afara orașului, care este construit cu toată infrastructura și atunci proiectele imobiliare mari, că ăsta care face un singur bloc sau două blocuri, el nu își poate permite investiții în infrastructura. Proiectele imobiliare mari, care vorbim de sute de milioane de euro investiții, își pot permite luxul ca să creeze și toată infrastructura necesară și în felul acesta are loc o extindere armonioasă a orașului, lucru care trebuie să întâmple și avem astfel de proiecte de extindere a orașului. Al doilea, să nu uităm că în orașul nostru există foarte multe zone industriale. Nu vreau să dau anumite denumiri ca să nu facem o publicitate la o companie sau altă, dar avem foarte multe zone industriale care cumva mutilează aspectul orașului. Tot ce avem noi de făcut, ceea ce au făcut și alte țări, așa numitele brownfield, deci când se ia brown ăsta, cafeniu, deci
o fabrică cafenie, da, ca era cărămidă cafenie, o să ia un spațiu industrial și să reintroduce în circuitul economic. Nu uitați că avuția națiunii nu este altceva decât capacitatea de a construi inclusiv prin locuință. Și atunci tu iai aceste spații cu o valoare aproape nulă, dacă nu și negativă în unele cazuri, pe anumite părți ale orașului, te uiți la anumite clădiri industriale distruse, care pur și simplu sunt imposibil de privit. Și atunci, de fapt, tot ce avem noi în viitor apropiat, tot ce avem noi de făcut, este să mutăm tipul de construcții de la construcții punctuale la construcții prin explorare de spații noi, greenfield, sau prin revitalizarea sau reintroducerea în circuitul vieții sociale și economice a spațiilor vechi industriale. Aceste spații vechi industriale, ele nu își mai găsesc locul în ziua de. Au fost construite fabrici acestea, nu discutăm cum au fost construite, ce s-a întâmplat cu ele, serii în centrul orașului, în toate lucrurile acestea, nu vreau să intrăm în detalii, noi suntem în principiu acum la această etapă. Și de aceea noi avem acum o nouă paradigmă de dezvoltare a orașului, de la proiecte micuți la proiecte mari, și acum deja avem vreo 3-4 proiecte, lucru care ne face să fim mai optimiști. Al doilea lucru, temperarea creșterii de prețuri la locuință, plus ieftinirea creditelor care s-au scumpit anul trecut și au speriat oamenii, acum a început să învioreze piața imobiliară și avem o creștere a cereri din partea populației, dar aici trebuie să repetăm o presupunere care s-a adeverit în 2023 și rămâne și în acest an. Deoarece în ultimii ani s-au construit destul de puțin nou, în 2022-2023, iar proiectele mari doar vor fi pus pe rol 25 sau mai degrabă 26, în 2024 noi iarăși vom asista la un deficit de locuință noi, nu din mâna a doua, noi pe piața imobiliară, nu un deficit, dar zicem așa, o ofertă cu mult mai slabă decât și-a dorit cetățeanul, lucru care înseamnă că prețurile nu prea au unde scădea. Doi, de ce prețurile nu prea au unde scădea? Din simplu motiv că noi am ajuns practic la un nivel mai mult sau mai puțin comparabil cu media europeană la accesibilitatea locuințelor. Ce înseamnă lucrul acesta? Și vă recomand, printre altele, toți vă dau vreo două trucuri de viață. Prima, prețul unui apartament în mediu, în Republica Moldova, a fost prin anii 2005-2006 peste 50 de salarii medii anuale. Acum am ajuns la 10 salarii jumătate anual. Ce înseamnă lucrul acesta? Că un apartament de 70 de metri pătrați, un om trebuie să câștige 10 salarii medii anuale ca să-și poată permite să cumpere apartamentul. Apartamentele noi, evident, sunt mai scumpe, undeva 13 salarii medii anuale, dar până la urmă ajungem la ideea că noi suntem acum undeva la nivelul de 10-11 salarii anuale, media europeană fiind de 7-8 salarii. Altfel spus, la noi veniturile vor crește, iar apartamentele vor continua să crească, dar mai slab decât creșterea veniturilor, astfel că într-o perspectivă de 10 ani de zile, ajungem la un echilibru de 7-8 salarii anuale. De ce? Dacă vreți să știți cât costă un apartament, luați salariul mediu din Republica Moldova, calculați-l pe 10 ani și împărțiți-l la 70 de metri pătrați, ajungeți cât îți costă un metru pătrat de spațiu de locuință în Chișinău. Exact așa se întâmplă și cu chiria. Foarte multă lume mă întreabă ce se întâmplă cu chiria. Răspunsul tot este un foarte simplu. Ceva timp în urmă, chiria în Chișinău era 10 ani de chirie era un apartament. Acum a ajuns la 15-16 ani. Ce înseamnă? Chiar dacă chiria s-a scumpit, cei care stați în chirie, acum vă spun un secret, chiar dacă chiria s-a scumpit, dumneavoastră acum plătiți mai puțin decât a plătit acum 10 ani în urmă, când chiria era cu mult mai mare dacă comparăm cu prețul apartamentului. Altfel spus, apartamentele acum s-au scumpit cu mult mai repede decât chiria. Și atunci se primește cu unul care lua înainte de un apartament și îl dădea în chirie, își întorcea banii în 10 ani, acum își întoarce în 15 ani. Perspectiva va fi 20-25 de ani în următoarea apropiată. De ce? Dacă vreți știți dacă chiria dumneavoastră este bună, plătiți bun sau mult, mult sau puțin, faceți un lucru simplu. Estimați cât costă apartamentul care voi îl închiriați și împărțiți-l azi la 180. Dacă ați împărțit la 180 și chiria primiți de pildă chiria 300 de euro, voi plătiți mai puțin asta, înseamnă că voi sunteți în câștig, dacă plătiți mai mult, dar de regulă nu plătiți mai mult, înseamnă că sunteți în pierdere. Deci 180,
Am luat chirie pentru 15 ani, 12 luni anul, 12 luni mulțit la 15 ani, anii 180, și în felul acesta prețul apartamentului împărțit la 180. În viitor apropiat îl vom împărți la 200, asta înseamnă chiria raportată la prețul apartamentului va scădea din ce în ce mai puternic. În concluzie, vreau să spun că aparent avem o criză pe piața imobiliară, aparent situația este una neplăcută, inclusiv prin reglementări și foarte multe firme de construcție sunt nemulțumiți de excesul de reglementare din partea autorităților. Chiar dacă și mie de multe ori nu mi-a plăcut ce a făcut autorităților și am criticat și în spațiu public, astăzi trebuie să o spun că prin acest exces de reglementare, prin acest abuz chiar autorităților în unele cazuri, de fapt e cel mai probabil că noi asistăm la transformarea pieței imobiliare și la noi piața imobiliară din Chișinău în următorii ani de zile va fi axată pe proiectele mari imobiliare, așa numitele Greenfield sau Brownfield, și mi-aș dori foarte mult ca în 5-10 ani de zile să vorbim despre faptul că orașul Chișinău a reușit să readucă la viață toate zecile sau sutele de mii de spații industriale depășite de timp fizic și moral, iar în locul lor au apărut proiecte noi imobiliare, fie comerciale, fie locative, fie de altă natură, însă absolut noi, lucru care încă o dată ne va ajuta să ne creștem avuția noastră, care în acest an, felicitări, am depășit 50 de miliarde de dolari. Vă mulțumesc și până data viitoare, celelalte ediții, inclusiv legate de imobili, puteți găsi pe pagina mea la rubrica Imobili. Până data viitoare!